la All View fac acum tenis de masă la Top Tenis Arena la Trinity în caseta. Nu mai am tenis tot de la deci. Focalizează la distanța aia? Stai-mă că acum învăț. Păi da, de nu dă-și noi. Lasă-mă să mă concentrez. Când vrei să întorci tu puțin pe spate. Gata, mersi. Stai mă că trebuie să fac clip pentru că trebuie să lichid. Aceasta este o cale. Și aceasta este o altă cale. Dar așa părea, nu? Relativ la șocuri la tablete.
și are chiar și un buton care blochează orice comandă tablete, pentru că o să vedeți, cei care au copii știu, cei care nu o să vedeți, copiii, în general, foarte mici, dau tot felul de comenzi acolo pe ecran și vedeți că trebuie de fiecare să intre, să le pui filmulețul sau povestea interactivă. Ori, pentru copiii foarte mici, avem acest buton care blochează toate comenzile și practic tableta continuă să ruleze în continuare. În fine, a treia caracteristică foarte importantă a acestei tablete și care o diferențiază de alte tablete este faptul că are un meniu foarte ușor de folosit pentru copii, PPG, și are preinstalate jocuri educative, povești interactive și alte aplicații care țin copiii ocupați. Aplicații distractive în general, cum ar fi, știu eu, cameră, diverse jocuri de desen, filmulețe, avem o aplicație foarte drăguță care se numește Kids Viz și care îi pune copilului tot felul de jocuri în funcție de tematică. Îți alege o tematică, de exemplu, să alegem aici animale și atunci ai tot felul de jocuri, de filmulețe cu animale. Cam aceasta este pe scurt, să zicem, descrierea tabletei, ca și caracteristici hardware. Are un display capacitiv de 7 inci, are un procesor de 1 GHz, un procesor grafic Mali 400, deci un procesor, practic o configurație care este la nivelul oricărei tablete din momentul de față și are conectivitate USB, SD și Wi-Fi. Se pot juca și părinții pe ea până la urmă. Eu vreau să mulțumesc colaboratorilor noștri, PTPIC și Ptopia. Aplicațiile lor care sunt instalate pe tabletă, unele sunt în premieră instalate pe tabletă, altele se găsesc și în store-ul gen App Store sau Android Market sau Google Play, însă acolo costă. La noi pe tabletă, vin inclus pe prețul tabletei. Și vă povesteam mai devreme, apropo de șocuri pe tablete, un storan care e undeva pe acolo, nu are încă 2 ani. Am lansat acum un an o tabletă, Evolio Neura, iPad Killer, care era atunci, nava mira la tableta lor Evolio. De vreo 2 luni de zile, el reușește să se joace cu tabletă, să o țină în mână. Și bineînțeles că a luat tableta Neura și a tot testat forța gravitațională cu ea, până când săracul iPad Killer a suprobat. Însă, pe proiectul Tabi, el și sorarea lui a fost pilot de încercare pentru tableta asta, la Evolio. Și vreau să vă spun că după câteva săptămâni de utilizare, tableta încă rezistă la tot tratamentul lor dur și la șocurile puternice. Așa că mi-a venit o idee să transmit departamentul de marketing ca sloganul pentru această tabletă să fie Tabi rezistă la killerul de iPad Killer. Vă mulțumesc foarte mult și acum o să-i dau cuvântul partenerilor noștri care o să ne spună câteva cuvinte despre aplicațiile instalate pe tabletă și despre aplicațiilor în general. Avem o tabletă românească pe care s-a avut instalat sau promovesc pentru că vin la într-adevăr, ne bucurăm foarte tare că putem să o avem în mână și putem ca să o dăm copiilor noștri să-și petreacă timpul liber în mod util. Pentru că noi, ca părinți, ca educatori în general, avem grijă ca pentru copiii noștri, în timpul lor liber, să le dăm ce este mai bun. Ce este mai bun pentru ei, pentru educația lor, pentru ca pe timp ce ei se joacă să și învețe. Asta este foarte, foarte, foarte important pentru noi. Noi suntem PTPIC, de 15 ani suntem în România și asta facem pentru copii. S-a născut din pasiune firma aceasta, s-a născut din pasiune PTPIC și ne bucură să spunem că multe generații de copii s-au jucat cu el și PTPIC i-a învățat de-a lungul anilor diverse noțiuni de matematică, de română, de artă, de ce de dumneavoastră PTPIC. Pe anumul anilor s-a tot extins, avem mai multe linii de produse, cum ar fi PTPIC, PTPIC senior și
mai l-au plătit bebe pentru copii de la 1 an și jumătate la 3 ani și ori. El este un marțian în moț. Marțianul în moț se regăsește pe calculatoarele copiilor, va fi și marțianul marțianul cel micuț și roz bebe, cât de curând. Pe tabletele poliotabi am preinstalat pentru mai multe grupe de vârstă. O aplicație povestea Limitișor, pentru grupa de vârstă 3-6 ani, o aplicație pentru o grupă de vârstă mai mărișoară, 7-11 ani, și o aplicație pentru grupa sa prezentoare. Limitișor este cea pentru cei mici. Și acum, dacă domnul Stăran vă povestea despre Limitișorul Junior, să vă spun și despre Juniorul nostru, care din momentul în care a fost un atestit Limitișor, și a văzut cât de important este să te speli pe timp, nu mă rog de scolar. Ca orice este afectul jocului cu un soc educațional. Dimineața, eu sunt Alex de la Cisovia. Noi suntem destul de micuți. Avem 6 luni. Spre deosebire de colegii noștri care mă mir că ne-au invitat aici. Avem 6 luni. Și primim, de fapt, săptămâna trecută am primit 100.000 de download-uri ale aplicațiilor noastre. Suntem un fel de copil bionic al educației românești. O să vă spun despre faptul că Chitsopia este distractivă. De ce? Pentru că încercăm, luptându-ne cu greu în cadrul companiei, să inventăm lucruri în așa fel încât copiii să nu se prindă de faptul că îi învățăm să facă lucruri. O să vă spun că este, Chitsopia este extrem de inteligentă. Fiecare program notează evoluția copiilor. De asemenea, toate programele noastre au un modul special în așa fel încât să fie traduse extrem, extrem de simplu și în foarte curând ele vor începe să fie împrăștiate în toată Europa, în toate limbile europei. Ne considerăm un producător european, adică suntem un producător de software care vrem ca toate popoarele Europei în sfârșit să aibă lucruri comune. Am depășit și asta și, evident, un slide mai devreme, Chitsopia este structurată. De ce? Chitsopia s-a născut datorită faptului că noi, ca și părinți, la un moment dat, când copilul a depășit faza aceea în care stătea pe spate și se uita frumos la noi, a început să vrea să înțeleagă noi lucruri despre lumea din jurul lui și niciodată n-am știut dacă îi dau destul, dacă știe destule, dacă e acolo unde trebuie, dacă eu sunt un părinte bun. Și atunci am căutat și am găsit un document cu vreo 500 de pagini pe care niciun părinte din lumea asta nu-l va citi vreodată. Dar noi, cei de la Chitsopia, vom încerca să-l transformăm într-o lume interactivă, în așa fel încât fiecare părinte să știe că al lui micuț e acolo unde trebuie. Și mai mult decât atât, ne-am hotărât să ajutăm Guvernul României, încercând prin softul nostru să eliminăm cu totul clasele 1-8, în așa fel încât copiii care au terminat la 7 ani toate jocurile Chitsopia să intre la liceu. Acum cred că ar trebui să extragem sau să continuăm. Încă o dată mulțumesc domnului Stăran și Evolio pentru faptul că a lăsat copilul bionic să intre pe tableta ta. Înainte de premii, bioniștii au cuvântul întrebări pentru domnul Stăran, pentru partener, pentru Evolio. Da.
Tableta va fi comercializată la un preț de vânzare de aproximativ 449 de lei. Acesta este prețul recomandat. Sigur că vreau produs, dar trebuie să fie și mai bine. Ce capacitate de stocare are? În afară de care? 4 GB și pe care de display, sigur, până la 3D. Ce versiune de Android? Este Android 4.0, dar este un Android customizat, da, după cum veți vedea, cu toate aceste funcții de parental control, cu toată interfața grafică schimbată, absolut toate comenzile, tot meniul în limba română. Aplicațiile se pot obține din Google Play,